Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, domnul dr. Virgil Musta. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Mă bucur să vă văd. V-am urmărit în toată această perioadă, dar de multe ori ați fost pe telefon, așadar în seara asta mă bucur să vă văd. Domnia sa este medic primar, boli infecțioase la Spitalul de Boli Infecțioase și neumoftiziologie, dr. Victor Babeș din Timișoara. Colegii mei de la știri, în momentul în care au aflat că v-am invitat, mi-au dat o listă de întrebări, n-am timp să le pun pe ale mele, dar mi-te pe ale lor. Dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc public pentru sfaturile pe care le-ați dat populației din România, oamenilor. E un viral care a umblat foarte multă vreme legat de măsurile pe care trebuie să le luăm și mai ales ce trebuie să facem. Și spuneți dumneavoastră aici, vorbiți despre toate recomandările de la spălatul pe mâini, de la felul în care să te îmbraci, de la felul în care să tușești. Le recomand, se găsesc peste tot, deci recomandările doctorului Virgil Musta sunt absolut excepționale și toată lumea să le citească. Ne-ar trebui o emisiune întreagă numai să le citesc. Ce faceți? Mulțumesc, bine, puțin obosit, muncesc mult, dar mă bucur când văd că există rezultate și când văd o coeziune socială atât de mare, da. Pentru că sunt convins că numai împreună vom putea reuși. Și aceste recomandări de care le-ați spomenit dumneavoastră, m-am gândit că este bine să le expun public pentru ca cât mai multă lume să aibă cunoștință de ele. Ați văzut, sunt anumite recomandări care nu le găsești peste tot. În practica mea de zi cu zi, am căutat să analizez situațiile în care ne putem contamina, verigile, lanțul epidemiologic, și am încercat ca să desfac fiecare acest lanț pentru ca să avem o șansă în bătălia aceasta cu coronavirus. Dacă cât mai multă lume citește acest material și, cel mai important, reușește să-l și aplice, eu sunt foarte fericit. Vă rog, în câteva minute aveți, vă rog, de fapt, și aveți cuvântul din câteva minute să spuneți cele mai importante lucruri care se regăsesc în aceste sfaturi absolut vitale pentru ceea ce trăim în ziua de astăzi și cred că ar trebui să fie obligatorii pentru fiecare dintre noi. Da, sunt convins că populația noastră, oamenii din jurul nostru sunt oameni inteligenți. Motiv pentru care am căutat să explic de fapt, care sunt căile de transmitere și riscurile de a ne contamina, unde sunt punctele slabe în activitatea noastră, pentru că, de fapt, fiecare poate să-și analizeze în acest fel gesturile, situațiile și să reacționeze corespunzător în diferite momente, pentru că este foarte greu să intuiești toate momentele în care te poți și toate situațiile în care te poți contamina. Dar, în principal, știm că boala, virusul, se transmite pe două căi, pe cale aeriană, prin așa numitele picături ale fluige, când vorbim, când tușim, când respirăm, și pe calea mâinilor murdare, care se contaminează de la suprafețe și care, ajunse la nivelul feței, contaminează fața. Astfel, virusul ajunge să intre prin gură, prin nas, în organism și produce infecția. Am încercat să văd în fiecare această cale unde există riscul de a ne contamina. Pe calea aeriană ne contaminăm în momentul în care intrăm în contact cu alte persoane, vorbim cu acestea, mergem în locuri aglomerate. De aceea, în primul rând, este bine să nu frecventăm locuri aglomerate. Ceea ce acum se pare că prin legislație tocmai acest lucru s-a realizat, să avem cât mai puține contacte în zone aglomerate. Singurele locuri teoretic unde pot fi mai mulți oameni sunt la locul de muncă. Dacă avem totuși acest contact cu o altă persoană, este bine ca să contactul să fie la o distanță mai mare de 2 metri, pentru că s-a constatat că dacă
distanța este mai mică și relația cu persoana respectivă este sub 15 minute, riscul de decontaminare este foarte mic. Cu atât mai mult, dacă purtăm și mască, pe de o parte, dacă noi suntem contaminați, prevenim contaminarea persoanei cu care discutăm și avem și oarecare protecție pentru că acele picături ale plugă nu reușesc să răspândească în aerul din jurul nostru. Tot în acest sens, este foarte, foarte important ca încăperile în care locuim, în care muncim, în care ne desfășurăm activitatea să fie foarte bine aerisite. Chiar dacă, să spunem, există oarecare contaminare în acestea, în momentul când aerisim, circulația aerului face ca concentrația de virus să scadă și să nu mai fie în nivel de contaminare. Tot în acest sens, recomand persoanelor, în special care lucrează în domeniul de sănătății, să considere la ora actuală, când epidemia a ajuns în fază comunitară, fiecare pacient potențial purtător de virus. Pentru că s-a demonstrat că virusul poate apare la persoane asimptomatice, care nu știu de fapt că sunt bolnave, poate deveni contagios înainte de apariția primelor semne, iar aceste persoane, fără să știe și fără să aibă voință, te poate contamina. Același lucru aș vrea să atrag atenția și restul populației, pentru că te întâlnești cu o cunoștință, un prieten și spui, da, e sănătos. Nu se știe. Potențial, dacă vrem să ne ferim, trebuie să-l considerăm contaminat și să respectăm toate aceste măsuri stricte. Asta e foarte important. Practic, aceste reguli trebuie să le respectăm față de orice persoană. Exact, față de orice persoană, cu atât mai mult cu cât persoana respectivă este o persoană din categoria de risc, adică bătrâni peste 65-70 de ani și care au boli asociate, cum ar fi diabetul, obezitatea, boli cronice pulmonare, boli cardiace, boli autoimune, neoplazii. Sunt o serie de boli care scad imunitatea organismului și fac ca, în caz de infecție, organismul să fie sever afectat. Evoluția în general este severă acestor pacienți. Ei sunt cei care ajung în terapie intensivă, majoritatea din ei, și din acestea apar decesele. Dacă ținem la persoanele din jurul nostru, din aceste categorii, le ferim. Și ce am constatat eu, din păcate, în ultimul timp, poate că lumea nu prea înțelege, nu este dispusă să facă aceste măsuri, să respecte aceste măsuri, care uneori nu sunt chiar ușor de respectat. Dar trebuie să milităm și să convingem, în special persoanele de risc, că este în interesul lor, pentru că altfel riscăm să-i pierdem. Eu am și lansat un proiect în care membrii comunității pe care am instituit-o exact pentru a comunica mai lesne cu persoanele și care se numește City Doctors, fiecare să ia, așa zis, în întreținere, în ghilimele, un pacient, o persoană din categoria de risc. Să caute să-l convingă și dacă are nevoie să-l ajute, să-l ajute să se aprovizioneze, să-i aducă cele necesare zilnic. Corect. Pentru ca să poată într-adevăr să facă o izolare completă. În ceea ce privește cea de-a doua cale de transmitere, și aici m-am gândit unde ne putem contamina. Practic, oriunde mergem, orice suprafață pe care o atingem poate fi contaminată. Mai mult, niște studii făcute în China și în Italia au arătat că există o cantitate de mare de virus pe sol. Era un motiv pentru care nu se înțelegea de ce nu se oprește epidemia. Oamenii se contaminau pe talpa de la pantofi și în momentul când ajungeau acasă și puneau mâna pe această talpă, sau poate nu puneau mâna pe talpă, dar acea talpă contamina suprafața din casă, foarte ușor ajungea la nivelul feței și contamina persoana respectivă. Și atunci m-am gândit ce se poate face. Și mi-am închipuit eu, ca o persoană obișnuită care ajung acasă, în momentul când ajung, aș recomanda ca preșul din fața apartamentului să fie îmbibat cu o soluție de clor, pentru că clorul este foarte bun dezinfectant. Și ne ștergem puțin talpa pantofului și practic prin asta realizăm o ușoară
curățire a acesteia de virus. Apoi, când intrăm în casă, ne punem pantofii într-un loc și ne schimbăm să avem pantofi diferiți în casă față de exterior. Pentru că astfel nu ne infectăm. Infectăm podeaua din casă. Următorul gest firesc ar fi să mergi și să te speli pe mâini. Pe mâini și pe față. După ce ai făcut acest gest, teoretic ai curățat fața, ai curățat mâinile, te poți duce să te dezbraci, îți pui hainele într-un loc unde poate să fie mai aerisit, deci în același principiu ca și aerul, să fie ventilat, și ideal ar fi dacă ziua următoare îi umbla cu alte haine, să lași măcar 48 de ore sau 24-48 de ore aceste haine într-un loc aerisit. Bineînțeles, acasă te îmbraci în haine de casă. Să nu fie aceleași haine care pot fi contaminate în exterior, să le aduci în casă și să contaminezi suprafețele din casă. Este important să păstrăm o curățenie foarte bună în casă. Asta înseamnă ca periodic să ne spălăm sau să ne curățim pardoseaua, să nu fie praf. Dacă se poate, ar fi bine cu o soluție dezinfectantă, tot pe bază de clor, nu foarte concentrată. Și în momentul când, după ce ne-am dezbrăcat, ne-am schimbat în haine noi, ne spălăm din nou pe mâini. Pentru că astfel, teoretic, suntem îmbrăcați în haine necontaminate, noi nu suntem contaminați și ne putem desfășura corect activitatea în casă. Multă lume m-a întrebat, bun, dar ce facem cu lucrurile care le aducem de afară? Facem cumpărături, aducem ambalaje, aducem produse. Eu m-am gândit că în momentul în care cumpărăm fructe sau legume vrac, este bine ca înainte de consum să le spălăm. Să le spălăm foarte bine. Poate chiar cu apă și săpun, pentru că apa și săpun sunt cele mai bune dezinfectante. Dacă sunt ambalate, teoretic ele sunt curățate înainte, puțin probabil să fie contaminate în interior. Ambalajul îl desfacem, îl aruncăm, ne spălăm pe mâini, după care spălăm și consumăm aceste produse. Sunt doar câteva sfaturi. De fapt, explicând aceste mecanisme, fiecare la un moment dat poate să gândească singur o măsură ca să prevină contaminarea în situația respectivă. Dar consider că este foarte, foarte important aceste lucruri să devină un obicei. Pentru că nu e suficient odată să facem sau din când în când când ne aducem aminte. Lupta cu această epidemie de-abia începe și probabil va dura luni de zile. Și noi trebuie să fim ca o armată pregătiți să reacționăm pozitiv, pentru că altfel vom pierde războiul sau îl câștigăm cu niște sacrificii enorme. Domnule doctor, spuneți-mi, s-a mărit numărul de pacienți în ultimele zile? Da, s-a mărit numărul de pacienți. De fapt, este acea explozie pe care epidemiologii o și intuiau, datorită transmiterii comunitare în acest moment a virusului. Dar nu asta este grav. Grav este că dacă la început cazurile erau controlate fiind cazuri de import, acum se transmit de la o persoană alta, nu mai e criteriul acesta de deplasare în străinătate în ultimele 14 zile sau contact direct cu o persoană pozitivă. Acum, oricine se poate contamina și poate fi contaminat. Da, am vorbit și la începutul emisiunii de numărul mare de pacienți vindecați la Timișoara și vreau să vă întreb, toată lumea întreabă și înainte de a-mi răspunde, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că aceste tratamente despre care se vorbește atâta sunt tratamente care se aplică doar în spital. Nu se apucă oamenii după ce am vorbit despre clorochină și de azitromicină și altfel de antivirale puternice să le ia acasă. Și că trebuie să facem precizarea asta de la bun început. Da. Și este un motiv pentru care nu am vrut să dezvălui schema terapeutică, nu că ar fi un secret. Dar aceste medicamente nici nu se pot obține prin farmacii obișnuite și ar ieși o nebunie întreagă, o presiune pe sistemul de sănătate de a face rost de aceste medicamente și nu este bine. Pentru că sunt medicamente cu efecte adverse, sunt medicamente care pot fi folosite în anumite condiții pe care noi le analizăm
înainte de a le da. Nici plachenilul, hidroxiclorochina, nu poate fi folosit de capul fiecăruia. Nu este un medicament complet nepericulos. Nici azitromicina. De exemplu, plachenilul intră în protocolul nostru de tratament, dar într-o fază mai avansată a pacientului, în anumite condiții. Asta vreau să vă spun, apropo și de schemele de tratament. Eu vă urmăresc de la bun început, din momentul în care ați apărut și ați vorbit despre coronavirus și despre tratament, și vorbeați despre faptul că ați primit schemele de tratament de la Matei Balci din București, de la doctorul Străinu Cercel, și vreau să subliniez mai mult decât atât faptul că există mai multe scheme de tratamente în funcție de faza în care se află pacientul, mai puțin grav, în stare asimptomatică, adică atunci când nu are niciun simptom și nu văd ce mare tratament, dar pacienții în stare medie și pacienții în stare gravă. Da, protocolul nostru este teoretic același cu al spitalului Matei Balci. De fapt, ei sunt și mentorii și coordonatorii noștri. Doar că pentru faza ușoară și medie, noi am ales din protocolul lor o anumită schemă de terapie care nu se întâlnește în altă parte. Nu știu, aparent este eficientă, dar studiul încă nu putem să-l dezvăluim, pentru că ca să poată fi interpretat corect, trebuie să fie semnificativ statistic și trebuie analizată toată situația. Până acum, majoritatea pacienților noștri au fost pacienți tineri, pacienți fără comorbidități sau cu comorbidități relativ ușoare, pacienți unii asimptomatici, și se știe în literatură că la acești pacienți evoluția bolii este mai ușoară și mai favorabilă decât la alții. Concluziile însă care le-am tras au fost că după instituirea tratamentului, care este foarte simplu, și acesta este alt avantaj al tratamentului nostru, e o singură tabletă, pacienții au fost foarte complianți. Adică au fost foarte mulțumiți că au trebuit să iei numai o singură tabletă, care nu a dat foarte multe reacții adverse, și în medie după 3-5 zile au devenit negativi. La primul test am repetat al doilea test și după două teste negative, conform protocolului nostru, am considerat acest pacient vindecat, dar cu recomandarea de a se autoizola în continuare la domiciliu 14 zile. De ce? Că este perioada în care poate interveni o a doua fază a acestei infecții, când virusul migrează din faringe în plămâni și creează acea pneumonie severă cu evoluție spre SARS, spre detresă respiratorie și deces. Și ca să nu se întâmple acest lucru, am rugat toți pacienții să ne anunțe dacă prezintă din nou simptomatologie, pentru a reevalua aceste situații. Iar dacă nu, la 12 și 14 zile după de la începutul izolării, am refăcut testele. Până acum, nimeni n-a mai prezentat simptomatologie și testele efectuate la pacienții care deja au terminat autoizolarea, la 14 zile au fost negative. Da, există posibilitatea să iasă testul negativ și încă și virusul să se mai afle încă în organism? Da, există și această posibilitate. În literatură se arată că la un moment dat virusul poate respira, poate dispare din faringe și să se cantoneze în plămâni. După o perioadă de latență, el poate reapărea și crea de obicei o boală mai severă. În studiul nostru nu s-a prevăzut să recoltăm și din exudatul pulmonar, din expectorație, dar poate în viitor, la formele mai severe, vom face acest lucru. Pentru că aproape toți pacienții au evoluat foarte bine și nu au avut o simptomatologie severă, am preferat să nu facem acest lucru. Am înțeles. Vă dați seama că acum toată lumea se întreabă care e pastila minune pe care ați dat-o pacienților, că ați vorbit că e vorba de o singură tabletă pe zi, nu? Da. Acum, foarte multă lume mă întreabă. Interesant este că am fost sunat de către institute de cercetare din Elveția, din Ungaria, pentru a le da acea pastilă miraculoasă.
Și la toată lumea am explicat că acea pastilă se găsește în protocolul național sau protocolul Institutului Matel Balci și că nu pot în momentul de față să o dezvăluiți. Spun, dar s-o dezvălui, da. Dar cunoscătorii își pot da seama despre ce este vorba. Am înțeles. Altă întrebare de la colegii mei. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți medicamente suficiente, pentru că se tot discută de asta, în momentul acesta în spital. Știți foarte bine, am avut aici invitați în studioul meu foarte mulți medici și de la Matei Balci și de la Babeș. Am avut oameni care sunt în prima linie și vorbeau despre faptul că numărul bolnavilor cu COVID-19 în România va crește și va crește exponențial. Și mă întrebam dacă aveți tot ceea ce vă trebuie în spital, în primul rând e vorba despre teste și, bineînțeles, medicamente. Da. Testele le primim periodic. Deci avem un depozit de cam de 500 de teste în avans față de ceea ce lucrăm. Capacitatea spitalului nostru, avem un singur aparat și determinăm jur de 100-120 de teste. Sunt două persoane care lucrează și care sunt adevărat eroine, pentru că sunt două doamne, lucrează de dimineața până noaptea. Merg, se culcă și revin la lucru ca să facă următoarele teste. Din fericire, în Timișoara au mai apărut încă două echipamente de acest fel, deci se vor face mai multe teste pentru ca să putem face față solicitărilor. Deci teste avem. Legat de medicamente, pe moment avem, există într-adevăr și o îngrijorare și din partea noastră că anumite medicamente pot dispare. Nu avem încă o asigurare din partea firmelor de medicamente că ne vor furniza în continuare, pentru că și ei întâmpină dificultăți legate de producerea acestor medicamente, dar acesta este motivul pentru care avem 2-3 scheme de rezervă. Pentru fiecare etapă și stadiu al pacientului, fază, avem mai multe scheme de terapie. Ați văzut astăzi, dacă nu ați aflat, vă spun eu acum, din nou în Italia, domnule doctor, și toată lumea medicală este surprinsă de ceea ce se întâmplă, sunt, vă spun imediat, 5249 de cazuri noi, deci mai multe cazuri noi, pentru că am crezut, am avut impresia cu, văzând numărul de ieri, că o să înceapă să scadă, dar ne dăm seama în momentul ăsta că din nou sunt foarte multe cazuri noi și, bineînțeles, avem și, vă spun imediat, și 743 de morți în Italia. Cum vă explicați numărul atât de mare de infectați și, bineînțeles, și numărul de morți? La numărul de morți, răspunsul este simplu, în principal, pentru că... Dați-mi voi o secundă, că era o informație nouă. Având în vedere că media de vârstă a celor care au murit este de 81 de ani, știm unde a lovit, dar în continuare foarte număr foarte mare de cazuri noi. Da. În Italia, din păcate, nu vă pot spune exact motivele, s-a pierdut cumva începutul bătăliei. Situația este cumva ieșită de sub control. Și asta din mai multe motive. Unul, datorită lipsei de responsabilitate a cetățenilor care nu înțelegeau necesitatea respectării recomandărilor. Mi-e frică că același lucru se întâmplă și la noi. Și mi-e frică că dacă noi avem cam aceeași fire cu a italienilor, deci din punctul ăsta de vedere ne asemuim. Ați văzut, cazurile cele mai multe sunt în Italia, Spania, țările latine, unde în general regulile nu prea se respectă, din păcate. A doua cauză pentru care apar atât de multe cazuri a fost datorită isteriei care s-a creat, fricii care a dus la acțiuni greșite din partea populației. Și vă dau una simplă. În momentul când prim-ministru a anunțat că țara va intra în carantină, toată lumea, sau partea de nord va intra în carantină, toată lumea din nord a fugit în sud. Ceea ce a făcut, în loc să se izoleze acolo și
Până acum epidemia s-ar fi oprit sau poate mocnea ușor, practic a creat din nou o epidemie și s-au dus să îmbolnăvească și pe cei din sud. S-ar fi estompat măcar, dar în loc să se estompeze, dacă rămânea doar în nord, s-a dezvoltat și în sud și ăsta e. Da, exact. Sunt răspunsuri foarte, mi se pare că sunt răspunsuri foarte pertinente și vă mai spun un motiv. Cred că a fost o perioadă lungă de timp în care italienii n-au știut că infecția a ajuns în Italia și au fost în perioada aia foarte mulți oameni infectați. Plus măsurile care la ei au fost destul de tardive. Dar de ce să vorbim în România totuși despre un caz Italia? Noi totuși am luat măsuri din timp. Multe dintre măsuri au fost luate din timp. Singura cauză care ar fi la noi, și vă rog să-mi spuneți dacă e adevărat, e faptul că au venit foarte mulți români din Italia, din Spania, din Franța, din Germania. Da, este un risc, e un factor de risc, pentru că ați văzut de ce aceste țări, Italia, Spania, Franța, Germania, au fost mai lovite. Sunt țări turistice. Da. Aici au venit o serie de oameni din diferite zone ale globului, unde exista deja cazuri sau epidemie și foarte ușor s-a răspândit. Noi, nefiind o țară de mult turistică, noi am fost cât de cât protejați. Dar în momentul când am devenit o țară turistică, pentru că în decurs de câteva zile au venit 1 milion de concetățeni de-a noștri, care nu știm, pentru că n-ai cum să-i controlezi, nu știi cât de persoane contaminate au intrat în țară. Mai mult, dacă nu se respectă regulile de autoizolare, care sunt foarte corecte, riscul este foarte mare și, de fapt, mi-e frică că acest lucru s-a întâmplat. La ora actuală, posibil ca destul de multă lume să fie contaminată și de aceea apar cazuri și cazuri și cazuri. Da, din păcate, scenariul ăsta este din ce în ce mai comunicat și mai previzibil apropo de cazurile acestea și vă întreb, domnule doctor, cum vedeți situația? Cum credeți că cum va putea fi controlată în România și în ce măsură, având în vedere faptul că 80-85% din cazuri sunt ușoare și se pot rezolva, în ce măsură cei care vor fi îmbolnăviți, vor fi infectați, vor avea parte de ajutor medical și vorbesc aici în primul rând de cei care vor ajunge, Doamne ferește, la terapie intensivă. Dar trebuie să luăm în calcul și asta. Da, de fapt, aici reprezintă cheia succesului unei politici de sănătate publică bine gândite, a unei populații care educate și care, într-adevăr, dorește să ajute în acest război. Pentru că dacă nu vrei, nimeni nu poate să te convingă și vei fi, de fapt, sacrificatul acestei epidemii. Și asta mă refer la faptul că dacă noi reușim să ne protejăm 20% din populație care sunt bătrâni sau persoane cu patologii multiple și reușim să izolăm complet, este foarte greu, dar să ne apropiem de o cifră cât mai mare acestora, cealaltă populație care dacă face boală, face formă mai ușoară, poate fi tratată și la domiciliu, poate să se autoizoleze la domiciliu, nu reprezintă cazuri necesare de terapie intensivă și sistemul de sănătate poate să răsufle. În caz contrar, sistemul de sănătate va fi sufocat. Nu avem suficiente locuri de terapie intensivă. Dacă mai intră panica în oameni, vor da buzna peste sistemul medical, cu riscul de a contamina și cadrele care lucrează în acest sistem. Și dezastrul va fi și mai mare, pentru că nimeni nu mai are cine să supravegheze și să coordoneze tratamentul acestor pacienți. De aceea trebuie responsabilitate, trebuie calm, trebuie educația de a respecta toate regulile și trebuie mai puțin egoism. Adică chiar dacă eu am o simptomatologie care posibil să fie corona pozitiv, nu trebuie să calc pe alții în picioare numai ca eu să fiu salvat. Pentru că dacă nu ai factor de risc, cel mai probabil natura este cea care te salvează, propriul organism te salvează. Dar riști să îmbolnăvești pe alții care nu au această șansă, riști să dezechilibrezi sistemele formate care și așa sunt foarte fragile și să creezi mai mult rău decât bine.
Da, sunt foarte importante sfaturile dumneavoastră, pentru că vedem ce s-a întâmplat la Suceava, vedem ce s-a întâmplat la Gerota. Sunt cazuri în care s-au îmbolnăvit foarte mulți oameni și prima noastră grijă trebuie să fie grija față de cadrele medicale. Fără cadre medicale nu are cine să trateze și atunci putem să avem mii de paturi de terapie intensivă dacă nu avem medici. Nu ne putem duce singuri să ne cuplăm la aparatele de ventilare, de ventilare mecanică. E adevărat. În afara faptului că sistemul nostru de sănătate, toată lumea știe, nu are capacitatea sistemului de sănătate din Italia, din Franța, să nu mai vorbim de sistemul de sănătate din Germania, unde, vedeți, datorită disciplinei și datorită numărului foarte mare de paturi de terapie intensivă, Germania, deși are un număr mare de cazuri, are un procent mic de decese. Germania trece mai ușor prin această epidemie. Poate o prelungește puțin. Trebuie să avem grijă ca să nu avem acel vârf epidemiologic foarte înalt, cu foarte multe cazuri deodată și foarte grave. Pentru că nu vom putea face față și oamenii vor muri în... Domnule doctor, de ce să mai avem? Pentru că nu au cum să mai meargă. Dacă s-a făcut până acum, pentru că de aici înainte nu mai ai voie să e totul interzis. În afară de cei care merg la muncă, bătrânii de 75 de ani n-au voie deloc, le-ai interzis. Bătrânii mai în vârstă de 75 de ani, deci practic, de 65 de ani, iertați-mă, deci practic în momentul ăsta s-a limitat foarte mult aria de răspândire a virusului, aș putea spune. Da, măsura este foarte bună, să vedem și cât este respectată. Păi aici iese și armata, iese și poliția, adică e absurd să credem că acum lumea iese pe străzi ca să, ce, să numere zarzări înfloriți, nu văd ce ar mai face. Spuneți-mi, vă rog, altă întrebare legată de... Am vorbit și mai devreme cu conferențiar dr. Căruntu. Vorbea de un lucru pe care l-a observat apropo de reacția organismului. Organismul, uneori, după ce a realizat că a intrat acest virus în domnia sa, reacționează cu o forță disproporționată. Sistemul de imunitate și de aici și foarte multe probleme. Nu ați avut aceste cazuri, dar știți despre asta? Ați auzit? V-ați informat? Da, bineînțeles. De fapt, această reacție nu este nouă și nu este numai în infecția cu coronavirus. Gripa dă un sindrom asemănător SARS-ul, mici diferențe legate de evoluția acestuia sau de condițiile în care apar, dar... Acea furie de citochine, de reacție inflamatorie pe care organismul o produce în momentul când un agent patogen intervine, se găsește și în alte boli. Și o cunoaștem, știm cum să o managerem. Din păcate, uneori, ciclurile de patogenie care se declanșează o avalanșă care nu mai poate fi oprită. Aici totul depinde de genetica și particularitatea imunologică a fiecăruia, care din păcate încă nu avem teste pentru a o determina dinainte. Pentru că atunci ar fi poate și mai simplu. Am categorisit pacienții, dacă ar exista o investigație care să ne arate acest lucru, în pacienți cu risc. Și știm că de la început ei vor dezvolta această patologie dacă fac infecția. Și poate și atitudinea noastră de prevenție va fi alta. Dar, din păcate, nu se poate. Spuneți-mi, există în momentul ăsta un studiu clinic în România pentru pacienții COVID-19? Există asta? Se centralizează undeva rezultatele? Experiența României este foarte mică încă. Noi nu avem foarte multe cazuri. Studiile sunt începute studii, doar că nu se pot trage încă nicio concluzie. Vedeți, în China, unde au avut 90.000 de cazuri. Italia, care are foarte multe cazuri, nici un studiu nu este finalizat. Sunt studii cu raportări intermediare, dar niciun studiu nu consideră încă oportun de a da niște rezultate finale. Din această cauză există și această tendință de a căuta care dintre studiile respective ar putea să fie mai bun sau să se potrivească cazul pe care noi le avem. De aceea, specialiștii analizează aceste studii, văd posibilitatea
efectuării lor sau posibilitatea de a le multiplica sau reproduce în spitalele noastre. Pentru că degeaba, de exemplu, eu știu că există un medicament foarte bun în nu știu care colț al lumii, când acela nu mi-este accesibil. Uh-huh. Să știți că între timp am profitat, am tras cu ochiul aici și m-am uitat la schema de tratament. Va trebui să o lămurim aici, că de-aia suntem la Marius Tucă. M-am uitat la schema de tratament, schemele de tratament folosite la Matei Balci și dumneavoastră spuneați despre faptul că e folosit un singur medicament. Cred că e vorba despre Tamiflu, dacă mă întrebați pe mine. Nu este Tamiflu. Și vă spun, Tamiflu în schema de la Matei Balci, care nu... e pentru schemă, forme medii cu pneumonie. Am văzut acum. Nu. Pentru că clinica COVID-ului este foarte asemănătoare cu a gripei, nu totdeauna s-a putut face testul de gripă rapid, imediat. Și atunci s-a preferat să se trateze și gripa în acest context. Dar dacă ați avea ultima variantă de protocol pe care ieri a apărut, nu mai apare Tamiflu în această variantă. Deci el era în momentul în care nu era... Era asociat mai mult pentru gripă, pentru că studiile internaționale, unele dintre ele au folosit Tamiflu inițial, au arătat că Tamiflu nu are un efect semnificativ asupra infecției cu COVID. Am înțeles. O altă întrebare de la colegii mei. E foarte importantă protecția medicilor. Cum se protejează personalul medical de la Timișoara? Ce fel de măști au cei care intră în camerele în care sunt cei infectați? Au halate speciale sau au acele combinezoane pe care le vedem la televizor? Da. Noi am beneficiat de un program, doi colegi de-a noștri mai tineri, cu două luni înainte de apariția epidemiei cu coronavirus. Vedeți, parcă lucrurile sunt aranjate într-un fel. Da. Au participat la un curs de biosecuritate de nivel 4, pregătit în situații de apariție de infecție cu Ebola. Da. Este cea mai înaltă biosecuritate, Ebola fiind o boală mult mai severă și ca manifestări și ca contagiozitate. Da. Ei au venit, în momentul când a apărut epidemia la noi, i-am chemat și zic, hai să vedem ce ați învățat. Și împreună cu ei am creat de la început protocoale de modul cum să ne protejăm, protocoale de circuit în spital ca să nu amestecăm medicii cu pacienții pe care încă îi aveam cu alte patologii în vremea respectivă, pentru că fiecare acest element este important. Și astăzi noi avem protocoale stricte. Persoanele care intră în saloanele pacienților cu COVID, indiferent că acestea sunt cu forme ușoare, medii sau severe, intră cu acel combinezon cu protecție maximă de nivel 3 de biosecuritate, cu mască cu filtru 3M, FF3, cu ochelari sau cu vizieră, da, cu combinezon complet. Intră într-un circuit special, se echipează. Riscul contaminării cu acest echipament este în momentul când te dezechipezi. Și atunci este o echipă, intră două persoane, una participă la consult, cealaltă îl așteaptă numai ca să-l ajute să se dezechipeze, să împiedice acest risc de contaminare. Circuitul este bine stabilit de la început, iar medicii, pentru că lucrăm în echipe, această idee de a lucra în echipă am realizat-o pentru că dacă un medic se îmbolnăvește, să nu se îmbolnăvească toată secția. Se îmbolnăvește eventual, trebuie să se izoleze echipa respectivă, care este formată din 3 medici și 2 asistente, iar restul vin pe rând și își desfășoară activitatea, astfel ca să nu scoatem spitalul sau secția din funcțiune. O altă întrebare de la colegii noștri. Ați explicat acum foarte bine. Sigur că sunteți un spital de boli infecțioase și atunci măsurile cu atât mai mult sunt mai bine luate. Aveți protocol mai bine făcut, vorbeați și de această specializare. Dar vă rog din suflet să le spuneți pentru medici, pentru ceilalți care vă urmăresc, să spuneți care sunt sfaturile dumneavoastră pentru spitalele care intră în prima linie și nu
sunt neapărat spitale de boli infecțioase. Care e primul lucru și, de fapt, care sunt măsurile pe care trebuie să le facă, în ordinea importanței lor? În primul rând, la nivelul urgenței, trebuie considerat fiecare pacient pozitiv cu această infecție. Motiv pentru care eu am recomandat ca personalul care intră în contact cu acest pacient să aibă un nivel de biosecuritate 2, minim 2. Ce înseamnă? Să poarte mască FF2 sau FF3, să aibă ochelari, să aibă mănuși, un halat de protecție, pantofi, cipici de protecție și o capelină. Nu este nevoie să ai acel combinezon între ei, dar este foarte important ca și la acest nivel contactul cu pacientul să fie la distanță, 2-3 metri. Faci anamneză, anumite manevre să poți face la distanță. În momentul când ești obligat, de exemplu, să-i faci intubație sau să-i faci o manevră invazivă din apropiere cu risc major de a te contamina, trebuie să te îmbraci în echipament de nivel minim 3. 0747800 este telefonul nostru la care puteți trimite mesaje prin WhatsApp și prin SMS. Întrebări la care să vă răspundă domnul doctor. Discursul dumneavoastră este pe înțelesul tuturor și mă bucur că am făcut această emisiune și că am avut suficient timp pentru a explica pe îndelete care sunt măsurile pe care oamenii trebuie să le ia, de la felul în care se comportă pe stradă, felul în care se comportă când ajung acasă. Sunt sfaturi absolut excepționale. Despre multe s-a vorbit, despre multe am aflat de la dumneavoastră prima dată, am citit acum câteva zile acest viral și e bine că umblă și trebuie să-l răspândiți la cât mai multă lume. Și o să-i rog pe colegii mei să-l mai posteze pe site-ul Mediafax, că este foarte important. La fel, sfaturi importante pentru medicii care intră în prima linie și care nu fac parte neapărat din boli infecțioase. Așa cum spunea domnul doctor, va urma o explozie a cazurilor și atunci sunt multe spitale care vor fi folosite pentru tratarea COVID-19. Cu atât mai importantă este pregătirea medicilor. Domn profesor, până să vă rog, a spus ceva? Aș mai face un comentariu legat de ceea ce a spus. Vă rog. Este foarte important în protecția cadrelor medicale, pe lângă echipamentul pe care le poartă, să existe și un comportament responsabil din partea pacienților. Adică aceștia să nu dea buzna peste medici, să nu se apropie de ei, adică să respecte toate indicațiile pe care le primesc în momentul în care iau legătura cu medicii, pentru că altfel nu fac altceva decât să riște să contamineze medicul sau poate invers, să se contamineze ei. Da. Domnule profesor, domnule doctor, îmi dați voie, îmi pare rău că va trebui să, în acest moment, să dezvălui care este tratamentul pe care îl folosiți, medicamentul pe care îl folosiți, pentru că am ajuns la acel protocol să văd acele scheme de tratament și am avut timp să mă uit pe îndelete acum la formele asimptomatice și la formele simptomatice și am eliminat Tamiflu, pentru că mi-a zis că nu e vorba de Tamiflu, a fost așa. Am eliminat clorochina pentru că e vorba de cazurile mai grele și e un medicament. Și pentru publicul larg a rămas Caletra. Deci iată, prin eliminare, că am ajuns la medicamentul pe care îl administrați pacienților în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru... Nu trebuie să confirmați, e clar, adică prin eliminare că e vorba de asta. Vă mulțumesc mult pentru participarea din această seară. Vă țin pumnii, am învățat atât de mult la dumneavoastră și aici trebuie să le spunem doctorilor că uneori să vorbești pe înțelesul oamenilor este mai important, este mult mai important decât a da sfaturi savante. Nu prea avem timp de sfaturi savante și am să vă spun de ce. Circulă atât de multe informații eronate pe toate mijloacele de informare în masă, că oamenii pur și simplu sunt asaltați de informații de tot felul, multe dintre ele false. Și eu încă o dată vă felicit pentru felul atât de simplu, dar atât de eficient și atât de medical, dacă vreți, și atât de documentat prin care ați dat aceste sfaturi. Vă mulțumesc mult pentru toate astea și pentru emisiunea din seara asta. Și am convingerea că doar împreună vom putea reuși. Mulțumesc mult, domnule doctor.
Aici se încheie emisiunea, ediția noastră specială din această seară. Mâine, la fel, ediții speciale începând cu orele 17, invitații de marcă din lumea medicală. De asemenea, la ora 6, o ediție specială, așa cum v-ați obișnuit, cu Marius Manole, aflat în studioul nostru, Rodica Mandache, dar și marea artista noastră, Angela Gheorghiu, prin Skype, să ne spună ce fac artiștii, artiști mari, importanți, și în general ce fac artiștii în vremurile astea. Țineți aproape!